Acesta este un adevăr pe care îl trăim și astăzi, și anume, rugăciunea aduce eliberare. Amin? Rugăciunea aduce eliberare. Și dacă rugăciunea aduce eliberare, poate mulți spun, dar parcă e prea puțin. Nu, ăsta e secretul. În viața credinciosului și în viața creștinului, rugăciunea nu are cum să lipsească. Când rugăciunea se întrerupe, când rugăciunea numai ei, s-a dus totul.